După câteva luni intense, în care cel mai mare spital din județul Sibiu a fost plin de bolnavi de coronavirus, secțiile medicale se redeschid și intră din zona roșie înapoi în zona verde. Spitalul Clinic Județean de Urgență a făcut demersurile necesare către Direcția de Sănătate Publică pentru a aviza reorganizarea structurilor temporare. Un șofer și-a distrus mașina la începutul lunii decembrie pe șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, după ce a intrat cu ea în stâlpii de pe marginea trotuarului. Omul a plecat imediat de la fața locului și a abandonat autoturismul într-o parcare de pe raza orașului. Agenții de la poliția locală au reușit să-l identifice și va fi sancționat. Ministerul Transporturilor a realizat planul de investiții în infrastructura de transport 2020-2030. Sibiul apare ca prioritate pentru mai multe legături, dar și ca principalul beneficiar al trenului metropolitan, care va lega nordul județului de sudul acestuia. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Toată lumea are impresia că Dabo este o franciză din Germania. Da, asta am un băiat pe care îl cheamă Dan și pe unul Bogdan. La 12 punct, o parcat al meu neamț, slash turc. Mi-o arăta, mi-o făcut, mi-a făcut, a luat-o, uite că mă faci, nu mai dă nu la cuptor. Te duci și îl faci în România. O dura 5 ani. O iau către mare și mă tot duc sau o iau pe unde trebuie. Mă ajut de la 400 de lei încasări la 10.000 pe zi încasări. Îmi place enorm de mult că un brand sibian a ajuns acolo unde este. Am aruncat mulți bani. Îmi place să joc poker. Sibiu mi se pare într-un oarecare regres. Mie chiar îmi pare rău. Pentru noi, Iohannis, era bine să rămână aici la Sibiu. Acum eu sunt, poate sunt și dezamăgit de primirea Sibiu. Am făcut multe greșeli și cele mai multe greșeli, cele mai multe decizii greșite le-am luat eu în viața asta.